Modificări în codul fiscal. Fiscul va putea folosi ca mijloace de probă date stocate pe orice fel de servere și înregistrări audio-video. În plus, se majorează taxa pe valoare adăugată aprobată la rambursare fără control de fond. În monitorul oficial de vineri, 28 februarie, a fost publicată ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la modificarea codului fiscal, a codului de procedură fiscală și a altor acte normative. Potrivit modificărilor, se reduc dobânzile de întârziere, se abrogă obligația certificării declarațiilor anuale de impozit pe profit, sau altor declarații anuale, lăsându-se această certificare la opțiunea facultativă a contribuabilului, se majorează valoarea sumei TVA aprobată la rambursare fără control de fond, sub rezerva verificării ulterioare.